Astăzi, pe 21 martie, marcăm o zi cu semnificație profundă și un impact emoțional puternic. Este vorba despre Ziua Internațională a Copiilor Străzii. Această zi a fost stabilită în 1998 prin rezoluția Forumului Internațional Prietenii Copiilor Străzii, desfășurat la Varșovia. Este o zi în care ne oprim să reflectăm asupra realității dure și triste a copiilor care sunt nevoiți să trăiască astăzi fără susținere și fără afecțiunea unei familii. Statisticile sunt zguduitoare și ne amintesc de adevărul crud pe care mulți dintre noi preferă să-l evite. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, există peste 150 de milioane de copii ai străzii în întreaga lume. Acești copii sunt expuși la riscuri grave, cum ar fi exploatare, violență și chiar abuz. Mulți dintre ei luptă să supraviețuiască zi de zi, fără acces la educație sau la servicii medicale adecvate. În 2023, pe străzile Chișinăului, au fost înregistrați circa 100 de copii. Acești minori cerșesc, fură, se droghează sau pur și simplu hoinăresc prin oraș pentru a-și petrece zilele departe de școală sau familie. Specialiștii afirmă că situația ar putea fi îmbunătățită dacă statul i-ar păsa cu adevărat de soarta acestor copii. În această zi specială, cât și în fiecare zi, trebuie să ne unim eforturile pentru a aduce schimbări reale în viața acestor copii vulnerabili. Trebuie să ne întrebăm ce putem face pentru a le oferi un viitor mai luminos și mai sigur. Implicarea fiecăruia dintre noi poate face o diferență majoră. Împreună putem sprijini programe de reabilitare și susținerea campaniei de conștientizare. Haideți să nu uităm niciodată că acești copii ai străzii sunt mult mai mult decât simple statistici. Ei sunt ființe umane cu vise și aspirații care merită să fie tratate cu respect și compasiune. Totodată, 21 martie este o ocazie perfectă pentru a ne îmbrățișa părinții și a le spune un sincer mulțumesc, pentru că ne oferă sprijin, iubire, afecțiune și îngrijire. Astăzi, să ne unim solidaritatea și să promitem că vom face tot posibilul pentru a crea un viitor mai bun și pentru copiii străzii din întreaga lume. Fiecare gest de îmbunătățire și fiecare efort contează în lupta pentru drepturile și bunăstarea acestor copii nevinovați.